Am revenit, dragii mei, cu luna august, care este o lună extrem de interesantă. Toți cei care au studiat cu noi știți despre ceea ce vorbim, acum vor afla și ceilalți și mai ales vor afla și cei care se află vorbind așa, fără să știe nimic și care fac așa zisele previziuni, mă rog, predispoziții, în necunoștință de cauză. Vreau să vă spun că luna august este nu numai interesantă, dar este o lună cumva problematică, pentru că este o lună în care vom repeta zodia oaie și toate caracteristicile din această zodie oaie care s-au desfășurat de-a lungul lunii iulie se repetă aproape integral în luna august, cu, sigur, mici diferențe. Diferențe date de luna solară, care imprimă niște energii. Este foarte dificil să vi le explic, mai ales celor care nu ați făcut un curs de avansați, pentru că sunt foarte multe calcule și multe, să spunem, dereglări de situații obișnuite în momentul în care apare o lună falsă, da? Este o lună falsă din an, de aceea ne-ați auzit pe noi la început de an și pe la B1 și pe la antenă și pe unde am putut să vă spunem că acest an conține 13 luni, un lucru care niciodată nu o să-l întâlniți în astrologia vestică. De aceea, eu personal îmi cer mii de scuze față de cei care practică astrologia vestică. Eu de aceea am renunțat la astrologia vestică, cu aceea am început. Am studiat-o destul de în profunzime, vă rog să mă credeți, mulți ani la rând. Și nu m-am mulțumit. Erau niște lucruri care nu se puteau explica. Nimeni nu ți le explica pentru că nu există în astrologia vestică și m-am îndreptat către astrologia chinezească, care mi-a dat toate aceste explicații și care, sigur, atunci nu le știam pe toate. Iată că și acum încă învățăm, toți învățăm și cursanții noștri învață de la noi și noi învățăm de la maestra noastră, dar și maestra noastră învață în continuare și recunoaște că învață și să știți că un mare maestru aici are meritul să recunoască că nu le știe chiar pe toate, ci că le învață. Și cei care declară că, iată, le știu pe toate, se dovedește pur și simplu și într-o câte o emisiune din aceasta pe unde sunt invitați, că de fapt nu știu. Dar ei nu recunosc. Iată că este o lună cu multe conotații și surpriza numărul 1 este că de-abia spre finalul lunii august începe luna fantomelor. Deci, iată că, aici o să vorbim, vă promit, într-o emisiune tot la noi în magazin, mult mai mult despre acest aspect pe măsură ce înaintăm în luna august și vom vorbi probabil chiar în data de 17 august mai mult, mult mai mult, când ne vom apropia, ne vom îndrepta către luna fantomelor, o să mai avem o săptămână din acel moment. Dovada că există această lună falsă este și faptul că festivalul fantomelor, care știți că avea loc în general în august, e adevărat, în date diferite, are loc pe 5 septembrie. Deci luna de maimuță se duce spre luna septembrie, va fi în luna septembrie, deci sfârșit de august și luna septembrie, asta din punct de vedere al lunii lunare. Deci toți copiii născuți în această lună august vor fi în luna de oaie născuți, dragii mei, asta până în jur de 22 august. Vom vedea și de ce cu 22 august toți cei care veți participa la cursuri veți înțelege ce, de ce e 22 august și nu e 6-7 septembrie și așa mai departe. Sunt foarte multe de explicat, dar mă credeți pe cuvânt că acestea sunt caracteristicile și anume. Se repetă luna de oaie sub elementul foc-in, avem un foc-in pe pământ-in, avem aceleași lucruri legate de, total nefavorabile, legate de incendii, legate de aspecte total nefavorabile, accidente, alunecări de teren, inundații, secetă în anumite locuri, de fapt nu secetă va fi, ci caniculă, m-am exprimat eu greșit, deci secetă n-apucă să fie din cauza acestor intercalări de intervale, să nu uităm că oaia reprezintă sfârșitul verii și începutul toamnei. Face legătura între aceste două anotimpuri. Întotdeauna trecerea dintr-un anotimp în alt anotimp se face prin elementul pământ. De aceea noi avem, dacă știți bine și gândiți-vă, avem 4 zodii de pământ din cele 12. 2 de pământ yang, 2 de pământ yin. Oaia este cea care face trecerea, iată că e o zodie foarte importantă, face trecerea între
anotimpul de vară și anotimpul de toamnă. Da? De aceea este cu element pământ in la bază. Dar iată că luna aceasta se desfășoară sub auspiciile elementului foc in, pentru că este o lună de foc in, cu element al lunii, și ne imprimă niște energii nefavorabile, din păcate, legate de elementul pământ, deci alunecări de teren, cu tremure, ați văzut că a fost cu tremur, vă spuneam în emisiunea trecută, un cutremur total neașteptat, dar nu de noi neașteptat, că noi am vorbit despre asta, în sudul Europei, în Turcia, Grecia, s-a simțit acel cutremur, sigur, n-a fost foarte mare, dar suficient cât să-i zgâlțâie și să-i sperie. Chiar în Bodrum, cine ar fi crezut într-o stațiune, nici eu nu m-aș fi gândit la acea stațiune. M-am gândit la Istanbul, m-am gândit normal la un oraș mai cunoscut sau așa. Când s-au mai întâmplat, după cum știți și voi, în stațiuni, s-a simțit și în Antalya, se pare, în stațiuni aceste cutremure, vă dați seama, a fost total neașteptat, chiar și în Grecia a fost neașteptat, dar noi ne așteptam. V-am și spus și dumneavoastră și de fiecare dată simțim nevoia să vă împărtășim, că până la urmă de ce le-am învățat dacă nu le-am împărtășit? Mai grav este că foarte puțini elevi de ai noștri, din fericire sunt foarte puțini, nu merg chiar pe degetele de la o mână, stau și își râd de aceste, să-i spunem, predispoziții, deși le învață, fie la câte un curs de începător, fie la câte un curs de avansat, și după aceea se trezesc vorbind, public, mai grav, despre tot felul de prostioare, neînțelegând, de fapt, esența problemelor. Și de aceea vă atrăgeam atenția și cu acea sferă de obsidian, da? Cu sutra inimii, că mai bine n-ar vorbi decât să vorbească prostioare. Oricum, ca să revenim, luna august este o lună, deci, care cumva, da, ne marchează și luna fantomelor, dar spre finalul ei, când, de fapt, încep influențele abia atunci a lunii de maimuță. Întotdeauna, să ținem minte, luna fantomelor trebuie să pice într-o lună de maimuță, adică în luna a șaptea după zodiacul chinezesc. Luna de maimuță este luna a șaptea. Știți că anul chinezesc, anul nou, începe fie în ianuarie, fie în februarie. Deci este defazat față de anul nostru, 1 ianuarie. Și din cauza aceasta, luna a opta devine luna a șaptea. Da? Iată că luna august este luna a șasea, deci se repetă luna a șasea, luna de oaie, da? Luna august fiind luna falsă. Să știți că mai sunt ani în care sunt luni false, uneori sunt ani la rând, dar de fiecare dată pică în altă lună această lună falsă sau sunt jumătăți de lună false. Vedeți, astrologia vestică, astrologia vestică, din păcate, nu ne explică aceste lucruri și nici nu le are. Nu le are în dotare, cum se spune. A mai fost o astfel de lună în 2014, când au avut loc la noi alegeri, da? Alegeri prezidențiale, și exact atunci se întâmpla alegerea lui Iohannis, și când noi spuneam că este Iohannis și toți ne dădeau în cap că este Ponta, noi am explicat că este o lună falsă și că de fapt se repetau caracteristicile lunii anterioare, de aceea Iohannis avea mult mai multe șanse dintr-o dată, pentru că tocmai se schimbase luna, da? Se schimbase luna, dar se schimbase pe luna precedentă. E mai greu de înțeles. Și Ponta era pedepsit, avea penalizare, da? În luna de câine. Așadar, deci nu mai era lună de mistreți, era tot lună de câine. În acel noiembrie, dacă vă aduceți aminte, era data de 16, parcă, să nu zic o prostie, cam așa. 16 noiembrie parcă au fost alegerile finale, pe 2 noiembrie au fost cele, sau pe 14 noiembrie, în fine, deci pe 2 noiembrie știu că au fost cele în care Ponta ieșea cu 10% deasupra, pentru că erau alte stele și alte așa, și în 14 sau 16 noiembrie, când s-au ținut alegerile, sau 11, sau mă rog, nu mai contează, era tot lună de câine, dar cu alte stele. Deci, iată, steaua favorizează tot, dar și luna, totuși și zodia, își pune amprenta foarte serios și trebuie ținut cont de toate. Acum, eu am să vă dau caracteristicile generale și, bineînțeles, pentru fiecare zodie în parte, cu respectiva rezervă. Și credeți-mă pe cuvânt că le veți înțelege mult mai bine dacă vreodată veți participa la un curs de începători, cu atât mai mult dacă participați la un curs de avansați.
în același timp nu pot să vă spun mai mult, mi-aș dori, dar pentru că aș risca neînțelegerea dumneavoastră a întregii probleme, o să mă opresc la un moment dat și vă voi spune și mă credeți pe cuvânt că acestea sunt tendințele. Din punct de vedere al lunii solare vom vorbi și sub aspectul lunii de oaie. Deci țineți minte, nu este lună de maimuță. Da? Indiferent unde vedeți și ce vedeți scris. Pentru scopuri mai comerciale sau pentru înțelegerea oamenilor din diferite medii culturale, diferiți maestri și din Malaezia și din Hong Kong și din toată Asia aceasta mare, vă vor spune că este luna a șaptea sau luna de maimuță ca să meargă în continuare să nu confuzeze întreaga lume, pentru că se produce un întreg declic, vă dați seama. O întreagă confuzie pentru toți cei care, mă rog, știu cum urmează lunile, dar vă spun pe cuvânt că aceasta este tot luna a șasea, tot lună de oaie este, da? Și vom continua cu aceste predispoziții, să spunem, sau previziuni, cum vreți să le numiți, pentru fiecare zodie în parte și aspectele generale vi le-am numit. Să știți că sunt acelea de la luna de oaie, tot aceleași, tot cu caniculă, v-am povestit, și cu ploi torențiale, cu tornade pe alocuri, cu răsturnări de copaci și accidente și, mă rog, fulgere, tunete prin anumite zone, nu toate, bineînțeles. Sunt anumite zone pe pământ, într-adevăr, predispuse la secetă și doar caniculă și secetă fără ploi, iar altele cu prea multe ploi și inundații vor continua și atenție la foarte multe incendii. Ați observat case arse când timp ce ploua, deci ele ardeau. Veți auzi de accidente rutiere, accidente aviatice, posibil vulcan se rupă, dar mai mari predispoziții spre accidente rutiere vor fi decât chiar luna precedentă. Există o schimbare a energiilor din punct de vedere solar, atenție, și ne marchează acestea. Deci sunt și lucruri diferite care se întâmplă pentru fiecare zodie în această lună față de luna precedentă. Dar caracteristicile generale rămân aceleași, situații în plan politic, tensiune în plan politic și social. Din fericire este perioada de vacanță și, mă rog, se mai atenuează lucrurile. Vreau să vă spun că spre luna septembrie, deci de la sfârșitul lunii august până la în jur de 20 și ceva septembrie, va fi lună de maimuță. Da? Așadar, am ajuns deja la șobolan. Șobolanul este, trebuie să fie mai precaut luna aceasta, și datorită faptului că e lună de oaie, dar și datorită faptului că este focul acela care îi mistuie metalul, sunt mai obosiți. Lor li s-ar recomanda primii o vacanță, ei sunt primii cărora li se recomandă așa ceva, pe cât se poate, sigur, vacanța nu durează o lună, da, poate dura două săptămâni dacă doriți și dacă puteți. Este o tendință de a fi trădați, bârfiți, comentați, judecați, obosiți, obositor acest aspect pentru ei, cu stres destul de mult mental. Nu uitați de amuleta steaua polară, acum chiar că aveți nevoie de ea, este și albastră, deci vă trebuie elementul apă mai mult. Și nu uitați de o fântână, v-ar trebui, în nordul casei, dacă acolo nu e dormitor. Foarte important aspectul. Și ar fi bine să vă îmbrăcați mai mult în albastru, orice nuanță de albastru, chiar și violet către albăstrui. Și negrul vă este benefic, pentru că negrul este, în ghilimele, culoare secundară de apă. Vă ajută, vă inspiră, vă dă o profunzime a gândirii, o concentrare și o intuiție chiar. Deci, dacă puteți să țineți cont de aceste mici sfaturi, ar fi grozav. Remediul acesta ar fi, în primul rând, și vă mai trebuie amuleta prieteniei, este iarăși recomandată, pentru simplu motiv că aveți tendința să fiți trădați, deși nu vă doriți, da? Nu doriți să fiți cumva subiectul unor bârfe și așa mai departe. O amuletă de protecție, gen amuleta HUM, nu v-ar strica. Eu vă spun că trebuie să fiți atenți și la sănătate. Sigur că nu acest aspect primează, ci aspectul carierei mai mult și al drumului în viață. Sunteți puțin mai vulnerabili luna aceasta, da? Și
ținând cont că nu vine încă maimuța care să vă ajute, ci e tot oaie, chiar sunteți vulnerabili. Eu vă doresc succes, să treceți peste această lună cu bine și să încercați, dacă puteți, să vă mai și relaxați sau să vă luați o scurtă vacanță lângă o apă, dacă puteți. Nu uitați și de amuleta rinocer și elefant, v-am arătat-o chiar prea mult, zic eu, în emisiunile anterioare. V-am arătat-o pe toate fețele, că sunt mai multe feluri de amulete cu rinocer și elefant, cu placa cu rinocer și elefant, statuetele rinocer și elefant, vi le-am arătat într-una din, mi se pare că acum două emisiuni, vă este foarte recomandată. Pentru bivol, ei bine, pentru bivol avem aici o amuletă. Bivolul, vreau să vă spun că are o stea și o energie destul de problematică. Din mai multe puncte de vedere vorbind, poate să piardă bani și poate să-și piardă și o parte din sănătate dacă nu are grijă. Evitați curenți, cum să spun, apă prea multă, elementul lemn în exces nu vă face bine, iar este... Ar fi bine să nu aveți încredere foarte mult în alții luna aceasta, să cântăriți de 10 ori înainte de a spune un da sau un nu unei anumite propuneri, când vă confruntați cu așa ceva. Dacă e vreo propunere care vi se pare grozavă de afaceri, de muncă, gândiți-o bine înainte și gândiți-vă de ce avantaje cu adevărat aveți. Nu faceți, nu luați decizii importante, nu faceți salturi de genul să vă mutați de la locul actual de muncă tocmai luna aceasta. Este lună de oaie în continuare, să nu uităm, este luna dușmanului dumneavoastră și nici steaua nu prea vă ajută atât de mult cum ar fi trebuit. Așadar, este bine să stați în banca voastră, să nu luați decizii importante, nu plecați la drumuri foarte lungi, dacă se poate. Dacă le aveți în planul carierei, deci vă cere jobul să plecați, luați-vă o amuletă de protecție, o amuletă hum, o amuletă hum pe lotus, ceva care să conține o silabă de rădăcină, om sau hum, da? Nu v-ar strica amuleta, chiar pagoda celor 5 elemente, și asta pentru protecția voastră și atenționarea vine cam pe toate planurile, în primul rând al sănătății. Aceasta este amuleta care îl conține pe zeul bogăției. Este o amuletă ca o bărcuță. Am să încerc să apropii imaginea. Aceasta este principala recomandată pentru nativul bivol. Are, bineînțeles, și acest ciucure foarte frumos. Vă spuneam că ciucurii au un rol al lor de a... Uiteți că o așezăm așa, ca să o vedeți. Nu v-am mai dat-o de foarte mult timp. Este amuleta numărul 1 recomandată pentru bivoli luna aceasta foarte delicată. Este o lună care pentru unii se manifestă foarte delicat, cu mici probleme care apar așa pe nepusă masă. Bivolii sunt primii care ar putea fi afectați de această lună. Da? Chiar vă trebuie suport și susținere și înțelegere din partea colegilor și a familiei. Cereți-o de la familie dacă colegii nu vă dau. Sau încercați să obțineți un ajutor dacă chiar vă trebuie, fie în plan financiar, fie puteți să cereți ajutorul familiei sau a cuiva de încredere, pentru că vi se va da. Tigrul se confruntă cu niște energii, iarăși, de neașteptate, de posibile conflicte la locul de muncă, chiar la, mă rog, pentru cei care lucrează în mediul academic. Da? Atenție mare că puteți să fiți invidiați. Lucrați pe la spate, cum se spune. Nu vă aventurați luna aceasta în cine știe. Dacă vă luați o vacanță foarte frumoasă, nu, încercați să nu urcați pe munți sau să vă duceți foarte adânc în să faceți scuba diving prin ape adânci. Încercați să evitați astfel de situații. De asemenea, activitățile de sport extrem, de riscuri extreme, nu sunt recomandate, bineînțeles. Și ar fi foarte bine să vă activați sectorul de dragoste ca să nu aibă de suferit, fie cu un iepure verde, fie cu un simbol de dragoste, dacă sunteți deja într-un cuplu solid, format deja. Nu uitați de tripla pagodă, va trebui vouă ca și amuletă principală luna aceasta.
Și vă mai arăt ceva extrem de interesant, care chiar vă trebuie să vă mai sece acel pământ și acel foc care vine în exces pe dumneavoastră. Se numesc clopoței Guiren. Nu vi-am mai arătat până acum. Au revenit în stoc. Sunt foarte frumoși. Deci sunt niște clopoței. Sunt 3 tije de metal auriu și restul sunt din sticlă. Care însă vin și, vedeți, pun în evidență acel metal. Deci este vorba despre Guiren, care ne dă nouă puterea interioară. Ne dă, vă spuneam că pentru cei care nu aveți steaua nobilului, Guiren există ca remediu, placa Guiren, există amuleta Guiren, dar există acum și acești clopoței pe care îi puteți atârna. Iată, are două fețe, bineînțeles, ca orice amuletă, ca orice... da? Uitați. Este așa, au aceeași înălțime și aceeași... Sunt niște sforicele foarte flexibile, da? Foarte frumoasă. E și amuletă, este și e remediu în casă, în primul rând. Deci mai degrabă remediu în casă și în spații, pentru că nu e... Dar e ca o amuletă, pentru că ea are puterea, acest remediu este un dublu remediu, de fapt. Sunt și clopoței de vânt, deci îți potențează acel sector cât mai bine, ți-l face mai zgomotos, deci cu energie yang, dar îți aduce și energia lui Guiren, care înseamnă putere interioară, mentori, foarte recomandat tuturor celor care nu au steaua nobilului în chartul personal. Și mulți dintre noi nu avem, vă spun sincer. Foarte puține persoane au această stea nobilului. Foarte, foarte puține, da? Bun. Cam asta ar fi la tigru. Ar trebui să poată să țină gura acolo unde trebuie, să nu vorbească gura fără ei, să nu fie impulsivi, pentru că se poate întoarce împotriva lor, da? Toată această energie. Vreau să vă spun că iepurii au o energie de putere. Iată că pentru iepuri, ați văzut, anul nu a fost chiar atât de greu. Sau, mă rog, cumva se preconiza un an greuț din punct de vedere al zodiei dușman. Că ei se confruntă cu cocoșul și îl confruntă pe taisui. Eu continui să vă spun, dacă aveți acest piau sau taisuiu, dacă ați apucat să-l luați când exista, asupra dumneavoastră, multe dintre probleme chiar vor dispărea. Și nu este o poveste, acest piao este petul, animăluțul favorit al lui taisui, al lui Lord Taisui, care vă pune în acord cu taisuiul, da? Ca să nu-l mai confruntați. Acesta este, da? De fapt, e micuț și de aceea nu se vede foarte clar. Acest piao este bun oricând, atunci când vă confruntați cu taisui, fie în mod direct, cum este situația iepurilor anul acesta, fie în secundar. Vor mai fi și ani când vă veți confrunta în secundar. Este o energie de prosperitate, să știți, o energie de succes pe sectorul vostru. Prosperitate și la locul de muncă și o mulțumire sufletească, remarcarea rezultatelor dumneavoastră, sunteți chiar lăudați, posibil pentru rezultate și pentru ceea ce ați făcut pentru locul acela de muncă sau pentru afacerea respectivă sau compania, firma respectivă, depinde unde lucrați, indiferent în ce domeniu sunteți apreciați și vi se spune, multora dintre voi iepuri, vi se spune acest lucru, sunteți încântați, aveți o lună bună, să nu uităm că este luna aliatului vostru, din nou, ați avut, străbateți două luni de oaie, deci aliatul dumneavoastră, norocul dumneavoastră, este energie bună, într-un cuvânt, vă puteți vindeca mai ușor, vă puteți, dacă sunt probleme medicale, încă aveți timp să le soluționați, să le remediați, folosiți pe cât posibil această lună, pentru că nu o să mai fie chiar atât de ușor în luna septembrie, așa, cu toate că luna septembrie nu e luna de cocoș, v-am spus, deci de-abia prin octombrie va fi luna de cocoș, vom mai discuta atunci, însă, sigur, odată ce vine maimuța la putere, pentru iepure nu mai e la fel de bine ca și în luna de oaie. Și atunci luna se transformă în ceva bun, aveți energii bune, mă credeți pe cuvânt, și trebuie să acționați pentru cariera voastră, pentru relația voastră de dragoste. Deci tot ceea ce faceți, în mod normal, trebuie să fie de bun augur sau cumva să fiți îndreptați, să vi se dea niște semnale, să
fiți ajutați să puteți să rezolvați orice fel de problemă, chiar dacă au fost probleme, să le remediați acum. Iată că este o zodie în sfârșit foarte bine aspectată, pentru că primele trei nu erau atât de bine aspectate. Dragonii, în sfârșit își mai revin puțin, cu toate că e lună de oaie, este tot pământul acela care cumva, în loc să-i stabilizeze, îi destabilizează. Însă, pot să vă spun ceva, că din punct de vedere al carierei, se mai drege situația. Se mai așează lucrurile, vă înțelegeți mai bine cu personalul sau cu colegii sau cu șefii sau cu subalterni. În cazul unora sunteți șefi, în cazul altora sunteți colegi de serviciu sau subalterni. Deci, dragonii își așează cumva lucrurile altfel la locul de muncă pentru cei care lucrează în august. Luna august nu vă obosește, asta este foarte important, deci nu vă obosește ca și luna trecută, iulie. Dar e tot lună de oaie și din cauza aceasta trebuie să aveți anumite precauții legate de capitolul sănătate. Și ce anume? Păi, legat de sistemul digestiv, legat de splină, legat de ficat pentru unii, legat de aparatul reproducător pentru alții, deci undeva probleme și cu lemnul și cu pământul. Sigur, nu probleme mari, repet, aveți niște energii bunicele care vă ajută mai ales în carieră, la locul de muncă, în modul în care sunteți priviți și în care sunteți solicitați. Lumea se uită cu admirație și cu respect către voi, da? Și sunteți recunoscuți pentru meritele voastre. Nativii șarpe au o lună interesantă, mai de relaș, aș spune, adică nu se confruntă cu probleme mari, sunt bine văzuți și ei la locul de muncă, s-ar putea să muncească în continuare destul de mult, dar nu se va aștepta de la ei să dărâme munții. Deci nu o să fie atât de supra-solicitați cum poate se temeau sau poate cum au fost chiar luna trecută. Sunt liberi să-și ia un concediu, vreau să spun, ar fi de bun augur și pentru ei luna aceasta. Dacă nu o fac acum, cu siguranță vor trebui să o facă în septembrie, pentru că aia va fi și o lună în care s-ar putea să se confrunte cu niscaiva mici probleme. Cu toate că va fi o lună de maimuță, de prieten secret, dar energiile se îndreaptă către o oboseală mai mare și atunci e bine, dacă nu și-au luat acum concediu, clar să-și-l ia spre septembrie. Cu acest amendament pentru toată lumea, că pe 5 septembrie este vârful acelei luni de maimuță, de fantome, a fantomelor înfometate, vom discuta, vă promit, și vă voi spune foarte multe dintre obiceiuri, vă voi reda anumite lucruri pe care le-ați mai auzit și altele pe care nu le-ați auzit până acum în emisiunile ținute de noi, despre ceea ce mai urmează și care sunt predispozițiile. Oricum, canicula se preconizează, se duce spre septembrie și atunci vom auzi, pe la sfârșit de august, vom auzi de multe necuri și o să vorbim despre asta. Și să sperăm să n-auzim așa ceva, dar astea sunt predispozițiile. Bun, ca să revenim. Deci, pentru șelpi este o lună bunicică, cu ceva activitate. Eu vreau să spun că și activitatea fizică nu este nerecomandată. Deci nu sunt probleme. Nu v-aș recomanda să vă operați. Dacă este vreun nativ șarpe care chiar trebuie să facă o operație, ar fi bine dacă e ceva legat de stomac sau intestine să nu o facă, dacă se poate, în această lună, și să mai aștepte. Depinde acum de situația de urgență, sigur, se mai și calculează zilele. Și în rest, nu este o lună cu probleme mari, nici în planul sănătății, nici în planul aspectelor de dragoste sau de cuplu sau de relaționare, deci nu ar trebui să fie probleme mari. Pentru nativii cal este o lună bună, în principiu, pentru că e lună de oaie, dar, nu uităm că avem o predispoziție de mici accidente pe metal. Fie accidente fizice, deci doar ale corpului fizic, așa pur și simplu, din chestiuni stupide, căzături și așa mai departe, care se mai întâmplă, fie cu obiecte metalice, fie mici accidente de mașină,
Deci caii sunt predispuși la acestea, sigur că îi salvează oaia, luna de oaie, dar e bine să... e puțin estompată luna de oaie, pentru că e totuși a doua lună de oaie și e bine totuși să țină cont că aceste energii lucrează și metalul acesta nu prea le face bine. Chiar și celor care au probleme de inimă le-aș spune să stea mai în panca lor, mai ales în zilele de caniculă, să nu iasă afară sau să nu facă excese nici alimentare, nici de exerciții fizice, eu știu, unii mai merg la sală, vor să-și întrețină corpul, să mai slăbească, unii să se îngrașe, în fine, deci încercați să nu săriți peste anumite lucruri uzuale pe care le practicați, ca să nu dați un șoc organismului vostru sau corpului vostru și până la urmă și mentalului vostru sau planului emoțional. Deci, o lună bunicică pentru cai, nu cea mai bună, însă pot să fie niște ajutoare, niște mentori, niște oameni de bine care să vă sfătuiască, să vă îndrume, să vă aprecieze, să vă zică o vorbă bună. Puteți să faceți planuri de viitor, puteți să vă mai îmbunătățiți cât de cât planul financiar. Este bine să nu cheltuiți în exces atenție, pentru că sunt posibile și pierderi. Cum faceți un mic exces? Cum apare o pierdere materială? Eu vă sfătuiesc că sunt două amulete principale. Activatorul norocului divin, care tuturor ne trebuie oricând și oricum, și rinocerul și elefantul va trebui. Și în același timp, nu uitați că sper că aveți deja cam toți caii, pagoda celor 5 elemente sau tripla pagodă, care a fost tripla pagodă făcută special pentru nativii cal anul acesta, pentru că vă confruntați cu steaua 5 anuală. Deci tot anul o aveți acolo la bază. Nu uitați că sănătatea este pe primul loc și nu vă stresați din punct de vedere al sănătății. Nu faceți voi nicio prostioară. Pentru nativii oaie, este o lună, bineînțeles, de putere, este luna lor. Să nu uite că întotdeauna în formație de 3 sunt puternici, da, de 3 oi. 3 oi urcă muntele spre aur. Oilor li se recomandă amuleta celor 3 oi. Dacă nu știți de ea, vă spun că există. Noi mai avem câteva, nu avem foarte multe. Există și placa celor 3 oi, o placă extraordinar de benefică pentru toți nativii oaie, toată viața să o aveți în casă, pe sectorul vostru de sud-vest 1, sud-vestul casei. Beneficiază toți nativii oaie, deci toată viața de ea. Sunt predispoziții de o îmbunătățire ușoară a planului financiar pentru nativii oaie. Pot să câștige niște bani care poate îi așteptau din trecut. Totuși sfatul meu este să nu dea bani cu împrumut. Poți să ia cu împrumut, e adevărat, dar trebuie să aibă grijă să-i și dea la timp. Anul nu este ușor pentru nativii oaie. Acum este o situație delicată. Vă spun, îi ajută oaia, da? Și pot să te mai recupereze și cu energia, și cu planul financiar, și cu planul social chiar. Poți să reia niște relații de prietenie mai vechi sau, mă rog, când nu s-au mai văzut cu anumiți prieteni, le dor de ei, sau cu anumite rude mai îndepărtate, pot să primească chiar vizite de la drumuri. Sunt bune și drumurile lor proprii, deci dacă pleacă în vacanță sau pleacă cu jobul, sunt de bun augur drumurile, în principiu. Sigur că se calculează și zilele să nu nimerească tocmai într-o zi de bivol și cu vreo stea 5 a zilei, atunci n-ar trebui să facă un drum. Însă, așa, la modul general, deci sunt favorizați. Nativii maimuță sunt și ei într-o lună de oaie în continuare. Au și ei niște îmbunătățiri în ceea ce privește planul financiar, deci finanțele lor proprii. Cumva sunt mai grijulii, sunt mai predispuși să economisească și chiar să câștige mai bine. Fie se apucă de un hobby, ori le merge mai bine în plan personal, poate au o afacere și le merge ceva mai bine în luna august, au mai mult zel, în primul rând, mai mult spor, cumva, mai multă energie și sunt și încurajați, sunt și susținuți de anumiți membri ai familiei sau de partener sau de prietenii foarte apropiați. Deci iată niște lucruri bune, da, pentru maimuțe. În rest, probleme de sănătate, așa, noi, nu ar trebui să apară, în mod normal. Sigur că dacă vă știți cu anumite probleme de sănătate, oricând este bine să fiți precauți. Lunile de pământ, țineți minte și cu focul ăsta deasupra care ne produce pământul, trebuie să aveți grijă la problemele cardiace și ale tot ce înseamnă organe de pământ, mai ales stomac, da?
Pentru nativii cocoși, avem o lună mai delicată, cu probleme emoționale. Pot să apară probleme emoționale, pot să apară niște discuții în contradictoriu chiar cu partenerul, dar de voi depinde cum le aplanați, pentru că puteți să le aplanați. Voi oricum aveți această tendință, cocoșii, să vă certați anul acesta. Nu e an de cocoși, este cu o stea 3 la bază pe sectorul vostru. Eu vă recomand să nu o faceți, iar dacă nu puteți să vă abțineți, încercați să purtați amuleta cocoșul cu ametistul. Este singura amuletă foarte puternică împotriva bârfelor, certurilor, nu a certurilor, că aici avem mai multe, și amuleta celor trei celești, a bârfelor, în primul rând, la adresa dumneavoastră, și a invidiilor și a geloziilor, a ochiului rău, cum se spune. Sigur că mai există amulete de protecție, cum este amuleta împotriva celor 8 tipuri de magie neagră. Nu uităm nici pe aceea, dar cocoșul cu ametistul, iarăși n-am mai vorbit de ceva timp despre el, este o amuletă foarte făcută special împotriva bârfelor, să nu vă atingă, să nu vă dea, să spunem, probleme emoționale, să nu vă confrunte atât de tare aceste probleme. Să nu aibă putere asupra dumneavoastră, într-un cuvânt, și amuleta, până la urmă, nu ți-o vede nimeni din geantă, într-un portofel, într-un buzunar, deci este bine să o ai, să te protejeze. Asta, sigur, nu este singura, repet. Dar pentru doamne, nu uitați de tara verde, este extrem de puternică pentru lăturarea obstacolelor. Am spus probleme emoționale, care pot să vină și dintr-o discuție în contradictoriu în cuplu. Nu disperați, se poate drege situația și de voi depinde, vă spun încă o dată. Aveți o predispoziție totuși către a fi mai drăgăstoși, mai carismatici, mai plăcuți cumva, dar vă puteți da cu stângul în dreptul, într-un cuvânt, și tot voi să suferiți după aceea. Așadar, evitați elementul lemn, evitați, nu vă îmbrăcați în verde, de nicio nuanță, dacă se poate. Încercați să vă îmbrăcați, dacă puteți, în culori de pământ, luna aceasta, în bej, crem, galben, oranj, marouri. Da, sigur, nu din cap până în picioare, în element pământ. Faceți cumva o combinație și nu exagerați nici cu elementul foc. Da? Bun. O să trecem mai departe la zodia câine. Câinele este într-o lună de pământ în continuare, cu niște aspecte destul de ciudate, și anume niște mici predispoziții către bârfă, adică ei să bârfească, către certuri, ei să stârnească certurile, cumva să le nu le placă niște lucruri sau să le miroasă urât, cum se spune, da? Niște lucruri, să nu fie mulțumiți de anumite aspecte, fie de la subalternilor, deci cei care au angajați. Ei sunt cumva nemulțumiți de angajații lor sau chiar și de colegii lor de lucru, pentru cei care lucrează. Noi îi sfătuim așa, să aibă mai multă răbdare, da, să încerce să fie mai toleranți. Le trebuie neapărat, e bine să aibă și o amuletă de sănătate asupra lor. Am una aici pe care vreau să vă arăt. Este amuleta cu Medicine Buddha și Ulu. Este o dublă amuletă. Practic are trei mantre importante pe ele. Toate sunt legate de sănătate și de protecție pe sănătate. Nu uitați și de placa celor 8 Buddha Medicine, de exemplu, sau Buddha Medicine sau Ulu. Dar ca amuleta aceasta este foarte benefică. Vedeți că sunt două, da? Într-una. Acum nu o să se vadă foarte clar, dar vreau să spun că amuleta cu Medicine Buddha, acest ban rotund, da? Are mantre, are două mantre pe spate, una în față cu Medicine Buddha, și are și acest ulu reprezentat, care este simbolul clasic din, pentru a stimula sănătatea și pentru a nu ne îmbolnăvi. Mai există Garuda, de asemenea, extraordinar de bun Garuda, care ne protejează sănătatea, și dacă rezonați și vă place această statuetă, vă recomand, există și Ulu Garuda amuletă, foarte frumoasă, v-am prezentat-o în emisiunea anterioare. Vouă v-ar trebui neapărat amuleta prieteniei, da? Așa, și ce vă mai trebuie să vă oferească de dezastre naturale în baza în care călătoriți, mai ales, dar asta este valabilă pentru oricine? Amuleta cu umbrela. Umbrela de protecție, da? Umbrela este simbol din cele 8 simboluri tibetane de protecție. Nu a apărut așa din senin.
nu este, ea e o amuletă nouă, dar simbolul în sine este foarte vechi și foarte frumoasă, da? Există două mărimi de umbrele, cea mare are mantra pe spate, aceasta este cea mică, da? Dacă vă doriți o amuletă mai mică și nu aveți loc în geantă sau unde purtați din asta amuletele, oricum ele vin în săculeții lor, da? Și încă ceva, nu uitați de protecția pentru dragoste. O vă arăt acum o altă, am vorbit despre Steaua 4 la începutul emisiunii, iată o altă amuletă simplă cu dubla fericire. Iar pentru puterea dumneavoastră interioară, nu uitați de calul de vânt, Lung Ta. Nu uitați de acesta, nimeni n-ar trebui să uite, noi îl avem și în casa noastră. Aici, bineînțeles că se poate pune o mantră sau o dorință. De obicei, asiaticii optează pentru mantre, dar faceți cum credeți. Întotdeauna există această fie flamă, fie acest juvaier în spatele calului de vânt, care nu reprezintă un simplu cal. Iar ca protecție pentru cei care au business, pentru aducerea banilor și pentru prosperitate, este abacul. Da? Care întotdeauna când îl ții la casierie sau unde se strâng banii, e bine să mai dați cu degetele pe acești bani, da? Și să-i rotiți și să-i învârtiți pe aici pentru a stimula prosperitatea din acel sector. Un alt remediu de protecție foarte mare, este încă sigilată, dar deci nu mai scot de aici, dar vreau să vă spun că este foarte frumoasă, este stupa tibetană, nu este mare, se așează de obicei în centrul unui spațiu de lucru sau în centrul casei, indiferent ce stea anual avem. Anul acesta văd mai mult că este steaua 1, steaua victorilor în centrul casei. Și în centrul casei, de fapt, vă spuneam că era bun acest elefant cu soldatul și cu comoara în spate. Da? Are trompa în sus, are dubla dorje și nodul mistic tibetan pe cealaltă parte a elefantului. Acesta este remediul pentru a stimula steaua 1 a victoriei. Și iată și luck coin-ul, care este bine să-l puneți în portofel sau în plicul unde țineți bani în casă sau unde îi țineți într-un sertar, sub o bancnotă de 100, 100 de lei sau 100 de ce doriți dumneavoastră, bancnotă care se poate folosi la noi în țară. Foarte, foarte potent acest remediu, luck coin se numește în engleză, sau moneda de încuiere a banilor, ceea ce v-am prezentat anterior. Se poate pune în portofel în contact cu o bancnotă de 100, vă spuneam. Bancnota trebuie să vină deasupra acestei monede și să nu cheltuiți bancnota. Dacă trebuie și sunteți obligați, aveți nevoie maximă de acea 100, de ce este, ok, trebuie să o înlocuiți cât de curând. Pentru protecție, că suntem la capitolul sănătate, în primul rând, și protecția sănătății, există două feluri de oglinzi, apropo, care sigur se pot folosi și în ritual, dar și doar să le ții la tine, dar e bine să le mai și folosim. Vă spuneam despre tara albă, că nu înseamnă numai protecție pentru fertilitate și stimularea fertilității, dar mai înseamnă și protecția împotriva dezastrelor naturale. Da? Uitați-o pe cea mică. Pe spate este mantra, este oglindă, da? Are și franjurile albe care să marcheze faptul că este tara albă, da? Fiecare oglindă este marcată cu aceste franjuri, cu acești ciucuri din metal, în culoarea tarei respective. Aceasta este tara albă pentru protecția împotriva dezastrelor, pentru cei care, nu știu, mergeți la drumuri lungi și vă temeți că ați putea să dați peste anumite probleme. Aici nu este foarte clar, îmi cer scuze, acum e clară. Iată tara albastră, pentru cei care nu știați că există și așa ceva. Eu vi l-am prezentat de mult și în alte emisiuni. Sunt niște ciucuri albaștri, bineînțeles. Tara albastră, care este extraordinar de potentă pentru a stimula sănătatea, longevitatea și nu numai asta, ci chiar vindecarea unei persoane într-o boală, mă rog, mai aprigă, să-i spunem, sau când nu prea speri la un ajutor. Da? Deci există o mantră foarte puternică, mantra tare albastre, pe spate. Gândiți-vă că și Medicine Buddha este albastru și cumva această culoare este asociată cu sănătatea, cu îmbunătățirea sănătății și cu creșterea longevității la o persoană. Ei, am deviat cumva, deși este discuția a pornit de la câine, pentru că zodia aceasta este destul de afectată atât pe certuri cât și pe boală.
și am dorit să nu fie așa, însă fiind sub zodia oaie în continuare, fiind element pământ prea mult și cu element foc care ne produce elementul pământ, câinele este o zodie de pământ yang la bază și iată, nu o să se simtă prea confortabil posibil în luna august. Și lor le este recomandat un concediu, o vacanță, lângă o apă, dacă se poate. Dar nu în preajma unor păduri. Atenție, lemnul nu prea vă este favorabil. Și nici elementul pământ în exces. De asta am spus că dacă aveți de călătorit, nu știu, vă duceți prin Japonia sau mai știu pe unde, se pot produce și cutremure și tsunami-uri, este bine să aveți și umbrela și amuleta călătoriilor, care a revenit în stoc, apropo, asta e vestea bună, dar și... stupa acasă și, mă rog, o tară albă v-ar trebui împotriva dezastrelor naturale, cum se numește. Da, avem deci aceste predispoziții nu prea grozave la câine. Pentru nativii mistreți nu sunt perspective prea grozave nici pentru ei. Din fericire, oaia însă îi ajută în continuare ca și aliat. Pământul nu-i afectează pe nativii mistreți, ei fiind, după cum știți, apăin la bază. Mistreții însă nu beneficiază de energii prea grozave și ei sunt mai predispuși la mici micuțe îmbolnăviri sau afecțiuni cu articulații, mai multe dureri de cap, de coloană, în fine, musculatură, chestiuni din acestea care le pot da bătăi de cap. E foarte important să știe și ei până unde li se întinde plapma cu aspectul cu acest aspect al sănătății corpului fizic. Deci ne interesează corpul fizic pentru că se pot simți în anumite zile mai obosiți, mai tracasați cumva, mai stresați, mai extenuați. Și lor li se recomandă amuleta prieteniei. Mă scuzați că fac acest gest. Am să o iau de la noi din magazin, că o am aici în suportul nostru. Deci am să apropii imaginea, pentru că nu am avut cum să le iau chiar pe toate în jurul meu. Dumneavoastră știți că, nefiind o cameră extrem de profesionistă, nu avem cum să le apropiem chiar așa de mult și foarte clar, dar aceasta este o amuletă superbă. O găsiți această reprezentare pictată și toată, da, pe pereți întregi, mari, pictată și reprezentată în India, în Tibet, în Nepal, în Burma, în Thailanda, în China, peste tot în Malaysia, nu mai spun, această amuletă care vine din Feng Shui spiritual, are o conotație aparte și vreau să spun că iată, e reprezentarea, pe lângă ceea ce știm, a animalelor care, culmea, nu puteau în mod normal să fie prietene, dar sunt prietene între ele, deci și dușmanii care pot să se îmbuneze și pot să ne devină până la urmă chiar prieteni sau aliați. Și de la toți putem să învățăm și să ne aliem cu oameni care merită și care sunt fie buni profesioniști, fie sau și buni în caracterul lor. Și cumva reprezintă pacea între oamenii care cumva puteau să fie certați sau chiar vrem să atragem mai mulți prieteni. Pentru asta este amuleta prieteniei și se recomandă și pentru nativul mistreț. Deci iată, este o lună în care ni se cere să încercăm să fim mai îngăduitori, mai toleranți, mai iertători și mai calmi. E o lună care poate să vină cu mai multă agitație pentru anumite zodii, cum e șobolanul, însă și chiar și pentru tigru, aș spune, și pentru bivol nu mai spun pentru că este luna dușmanului lui în continuare. Deci aceste prime trei zodii, într-adevăr, pot să fie mai afectate, dar iată că nici câinele nu este prea fericit și nici mistrețul neapărat. Mistrețul este mai protejat datorită alianței cu oaia. Maimuța poate să aibă mult de lucru. Oaia în sine nu are cea mai grozavă lună, dar nici cea mai proastă din an. Și iată că sunt și unele zodii ceva mai avantajate sau mai unde se mai aplanează niște situații, ne mai calmează cumva. Atenție și dragonilor și șerpilor, am spus, mai ales la aspectul sănătate. Iepurii sunt cei mai avantajați probabil și, de fapt, nu probabil, ci sigur. Iar legat de centrul casei, încercați să nu folosiți, asta ar fi sfatul meu, element pământ acolo. Deci nu așezați nici măcar o plantă, pentru că vine în pământ, da, în ghiveci. Nu, încercați să evitați plantele în centrul casei și evitați pământul în sine, cristalele, evitați-le în centrul casei.
De asemenea, evitați excesul de lumină în centrul casei. Nu o să-i facă bine nici stelei anuale, nici energiilor mai multe care vin, deci credeți-mă, sunt mai multe, care vin în centru luna aceasta. Dar v-am spus la început de această parte a emisiunii că este mai greu de explicat, mai ales celor care nu au făcut un curs, cum este cu aceste energii. Și v-am spus așa ca predispoziții generale. În emisiunea anterioară de joia trecută, dacă sunteți interesați, vă invit să o urmăriți, am numit zilele în care putem să ne ajutăm din punct de vedere spiritual prin anumite mici ritualuri, nu neapărat ritualuri, ci anumite mantre, rugăciuni, să zicem, curățări energetice ale casei, să gândim într-un anumit fel. Putem până la urmă mantrele să ni le punem pe un laptop sau pe computer, să-i dăm drumul, le căutăm pe YouTube și e bine să băgați în engleză denumirea ceea ce doriți, pentru că aveți mai multe șanse să găsiți mai multe variante adevărate, originale, din lamaserii cântate de călugărilor tibetani sau călugări de altă nație, dar oricum de acolo, de țara respectivă, din India sau din Tibet sau, mă rog, practicanți budiști care pot să vă incanteze acele mantre de 108 ori și, de fapt, așa sunt și puse pe YouTube. Și vă invit să o faceți pentru cei care aveți anumite obstacole, probleme de sănătate sau în relație sau suferiți și să sperăm că nu mai suferiți. Și nu uitați de aceste remedii minunate pe care noi și noi le folosim zi de zi, cu toată încrederea, nu plecăm la drum. Deci, de obicei, când mergeam prin aeroporturi, vreau să vă spun că toate zornăiau și se sunau toate aparatele și trebuia să le arătăm. Deci chiar nu plecăm la drum fără ele și mai ales ceea ce ne este folositor, da? Așadar, sigur, așteptăm întrebările dumneavoastră cu mica rugăminte să ne înțelegeți, o să avem câteva zile libere și noi, alături de copilul nostru, încercăm din răsputeri să ni le luăm aceste zile și s-ar putea să nu vă răspundem timp de o săptămână prea des la e-mail-uri sau la Facebook, mai ales că acolo sunt și foarte multe mesaje care vin, dar puteți să ni le adresați și cu răbdare să ne așteptați să le răspundem. Oricum aștept și sugestiile dumneavoastră